este în Lumea Zurli. Suntem deja la primul film. Bine ați venit! Lumea Zurli este lumea mea preferată, este lumea în care am crescut. E o lume veselă, colorată, în care învățăm jucându-ne. Iar filmul acesta este așteptat de mine, cel puțin de 17 ani de când există Zurli. Îmi doresc să pot să mă duc la cinema cu mama și să o văd pe ea pe ecran. În curând, poate în următorul mă vedeți și pe mine. Cum a luat naștere ideea? Presupun că ai avut și tu un cuvânt de spus. Eu nu am avut un cuvânt de spus, pentru că atunci când o idee e clară de la început, e foarte simplu ceea ce trebuie să faci. Protagonistul principal este Zebra Tony și de la Zebra a început toată povestea. Ea ne învață toate regulile de circulație și cum să fim cei mai tari pietoni de pe stradă. Așa a început, mama l-a gândit, iar Alina și Cătălin, producătorii filmului, Cătălin este și regizor și scriitor, au ajutat-o să-l pună la cale. Cum este Mirela dincolo de camerele de luat vederi? Vreau să-mi spui cum e relația mamă-fică. Eu deja bănuiesc cum este, dar vreau să auzim de la tine. Eu îi spun întotdeauna că dincolo de camere, ea este foarte amuzantă. Este un lucru pe care nu-l știu foarte mulți oameni despre ea, pentru că atunci când se filmează e mai oficială, e totuși mamă, are, dar în privat face glume și râde cu mine ca și cum e cea mai bună prietena mea, dar nu este cea mai bună prietenă, este mama, motiv pentru care mai avem și momente în care e tensiune. Astăzi, de exemplu, înainte de film, eu nu știam cu ce să mă îmbrac și ea trebuia să vină acasă să venim la mall. Și mă gândeam și ziceam, mamă, acum trebuie să mă hotărăsc cu ce să mă îmbrac, că dacă vine mama acasă și eu nu știu, ne certăm, că totuși am avut atâta timp, știam că astăzi e premiera. Și a plăcut mamei, nu? Alegerea ta. A zis că m-am îmbrăcat bine. Vorbește un pic și despre proiectul cu mascotele. Practic, tu continui munca mamei tale. Într-un fel, eu am venit în proiectul Mascotele Zurli, care există deja de ceva timp. Ele merg la petreceri private, se întâlnesc cu copiii în grădinițe, la ateliere, dar eu am venit ca un prezentator al lor, pentru că păpușile mele preferate au fost întotdeauna păpușile Zurli. Acum, când sunt eu mare, pot să mă joc cu ele mari și vii. Deci e așa o legătură foarte frumoasă între cele două. Am întors acasă pentru că mi-am dorit foarte tare, am plecat din țară să-mi caut mentori. Și m-am dus în Londra să-mi caut un mentor, în Barcelona să-mi caut un mentor. Și la un moment dat mi-am dat seama că mentorul era la mine acasă. Și am zis, păi stai un pic, că de la mama pot să învăț atâtea și eu nu fac asta? Ok. Și m-am dus acasă și acum învăț cât de mult pot și după aia o să-mi continui drumul meu.